Bună ziua și bine ați venit la acest videoclip pentru despachetarea routerului Asus RT-AC87U. Sunt Ciprian Rusen de la Site-ul și Tutoriale și în următoarele câteva zile vom testa acest model. După cum vedeți, specificațiile sale sunt destul de impresionante și routerul promite o viteză maximă de 2334 megabits pe secundă. Asta dacă adunăm maximul posibil pentru rețeaua 5 GHz, și anume 1734 megabits pe secundă și 600 megabits pe secundă maximul pentru rețeaua wireless la 2,4 GHz. Dar haideți să vedem ce este în cutie. Imediat ce deschidem cutia, înăuntru vedem noul router de la Asus. După cum vedeți, acesta are un look destul de sportiv. Avem în față mai multe LED-uri care semnalizează diverse lucruri, cum ar fi faptul că suntem conectați la internet sau că merge rețeaua wireless. În față avem câteva butoane pe margini și aici, în partea aceasta, avem un soi de mască, să zic așa, pentru portul USB 3.0. În spate avem foarte multe lucruri. În primul rând, sloturile pentru cele patru antene externe, avem portul pentru conectare la internet, porturile gigabit pentru rețeaua LAN, USB 2.0, un buton pentru WPS, un buton pentru resetarea routerului, din ce îmi dau seama acum, pentru pornirea lui și jack-ul în care bagi cablul de alimentare. Cam atât despre router, haideți să vedem și ce altceva este în cutie. În primul rând avem cele patru antene externe. Iată-le. După cum vedeți, sunt destul de mari și trebuie conectate la router pentru ca acesta să funcționeze bine, să ofere vitezele care este capabil. Dacă deschidem mai departe cutia, găsim prima dată cablul de alimentare. Aici avem și un cablu de rețea. Și dacă uităm mai departe, găsim și un CD de suport cu manualul și alte lucruri, garanția și alte tipuri de documentație. Atât pentru astăzi. În acest clip am despachetat ultimul router de la Asus, Asus RT-AC87U. Sunt Ciprian Rusen de la Tutoriale.ro și vă invit să citiți recenzia noastră atunci când va fi publicată. Vă mulțumim!